Miatișev și am venit aici, în Marea Britanie, în iulie 2018. Aici trăiește sora soției mele cu soț și eu am venit ca tare, noi am vrut să ne mutăm aici. Eu am lucrat numai în două locuri și numai în depozit. Prima dată și acum tot așa, lucrul meu este în depozit. Adică lucrezi ca operator sau nu știu? Da, operator la depozit. Pentru supraviețuire, aici, asta, ca să faci planul mare, eu trebuie să devin altcineva. De exemplu, iarăși, un electrician sau un plan. Să devin aici un electrician, trebuie să termin cursuri speciale sau... Licență, da? Da, licență. Eu trebuie să știu mai bine limba engleză. Și asta mai greu să faci. Da. Și încă plus la asta trebuie bani și timp. Îmi place cum aici sună, că profesionalist, da? Profesional. Tu ai statutul ăsta de prestabilit? Da, eu am făcut acest statut în ianuarie acestui an, da, anul 2020, pentru 5 ani. Dintr-un punct de vedere, eu... Pentru mine asta nu e normal, dar eu înțeleg pe mine și asta e totuși, ei vor să protejeze spațiul lor și așa mai departe. Eu nu știu, va fi mai bine pentru dânsi sau nu, eu nu cred că va fi mai bine, dar... De ce crezi că nu o să fie bine? În primul rând, eu nu înțeleg, ei singuri au intrat în Uniunea Europeană, singuri au intrat și am înțeles că de mult ei au vrut să intre în Uniunea asta europeană, economică și politică și din ce cauză ei au reușit, eu nu știu. Eu am văzut că englezii nu prea vor să lucreze în aceste lucruri, da? De ce? Că, nu știu din ce cauză. Sau ei puțin plătesc, sau ei lucru greu pentru noi și eu nu pot să spun. Dar acolo unde lucrezi, tu sunt englezi? Sunt englezi și cam lucrători buni. Eu nu pot spun că ei sunt mai rei decât noi. Cei veniți. Câte lume știi engleză? Tu știi bine? Nu știu bine și mulți nu prea știu limba engleză. Eu nu știu, eu tot iarăși pot spun că eu înțeleg pe engleză, că pentru dânșii poate și greu de vorbit cu ceilalți oameni care nu știu limba lor, care nu știu limba lor, care nu respectă regulile lor, cultura lor. Poți să înțelegi pe dânșii, da? Dar nu cred că pentru un timp oarecare va fi mai bine aici. Undeva 2-3 luni în urmă, englezii cam nu prea credeau în Brexit-ul ăsta, așa cu care eu am lucrat. Credeau că o să amâne. Da, 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 credeau că ăsta numai vorbă și așa departe. Tu discuți cu alte persoane, alți moldoveni, de exemplu, ei, după sistemul ăsta ce o să vină în 2021, ei ce o să mai rămân sau să duc? După cum am înțeles, ei nu se gândesc despre asta, până când. Da, tu? Tot așa. Adică nu, de ce nu te gândești? Adică nu crezi că de fapt e atât de mare problemă? Poate sau? Da, eu cred că nu e o problemă așa de mare. Poate și eu nu. Asta fi că presa scrie prea mult, poate de atât. Da, poate asta, că în primul rând, în diopție, eu cred că noi trăim în așa un secol, un vec unde există o globalizare, da? Și în ce cauză eu cred că la dânsi nu va fi mai bine, deoarece Anglia, ca o țară, foarte multe produceri, Anglia cum se află în alte țări, anume în China și așa mai departe. Și Anglia, ca tare, amuia, nu are acest potențial economic care i-a avut undeva 100 de ani în urmă. 100 de ani, 50 de ani în urmă. S-a început asta, spunem, cu doamna Margaret Thatcher și se continuă și până acum. Poate ei țin minte de aceea că Anglia era o țară foarte puternică, spunem așa, lider imperial, lider mondial, dar s-a trecut acest timp. Eu cred că și amuia e greu trăit așa cum ei au trăit.